este o identificare de legislarea filmului, cea care a început, filmul a avut două premiere, cum vă spuneam, și în sfârșit a și încheiat. Violeta, te rog, și... Da, Violeta, vă rog. Filmul este în premieră prezentat la Chișinău și urmează de primii care îl vedeți. Felicitări. Mulțumesc, într-un loc, sunt foarte emoționat că este atâta lume în sală, vă mulțumesc tuturor că ați venit. O să te rog să-i mai aproape, pentru că avem niște colegi jos care se mătoresc corporativ ca... Celor de haos pentru fondalul sunar. Și ne-am rugat până la ora 8 să închide, dar am închis un pic și acum văd că se grăbesc. Da. În primul rând, aș vrea să invit alături de mine câțiva oameni cu care am făcut acest film, pentru că filmul se face cu oameni pentru oameni. Vreau să-l invit pe Veronica Largo, dacă este. Care m-a ajutat cu muzica. Vă doresc un Crăciun fericit, un an nou, la mulți ani!
necesară, chiar mi-a mai dat o dosă de pesimism în toată acea situație în care ne aflăm noi. Și păcat că nu am știut puțin scenariul filmului, sau poate am ceva de povestit, mai multe. Că, într-adevăr, părinții mei au trecut prin multe dureri care e greu de descris. Și de acum, auzind, privind la ceea ce spun și alți oară, de ce n-am spus asta? De ce n-am spus asta? Uite, am și așa ceva. Deci, sper că cumva totuși am să mă pronunț și poate chiar e nevoie de a fixa niște gânduri în, pe hârtie, pe, poate de a edita, de a face un fel de zilnic, de nu știu. Așa că este despre ce de vorbit și păcate totuși este așa de trist. Dar pare bine că filmul acesta există. Mulțumesc mult! Înainte de a trece partea asfaltă, mai am doi oameni să-i invit și nu că am uitat de ei. De obicei, oamenii care sunt mai apropiați, zicem, hai că mă înțeleg și mă cred. Pe tatăl meu, care este Ion Mărginea, nu știu că să ne lipsesc acum tot pe mult, că este mai de drept cu mine, care trebuie când nu faci pentru mă gândesc. Și vreau să-l invit și pe domnul Drău, că mi-am luat facultate tot atât, spuneam, și care sunt sigur că o să spun un mult de lucruri după aia, dar cu calitate de protagonist, o să vă rog să vineți alături. Domnul Drău, profesor Benedict Orgos. Sunt român.
Mi s-a părut foarte scurt filmul, nu ca timp, ca nu segmentele astea de măsurare a vieții, dar atât de mult se mai cere de pus, parcă o să facem serial. Și mă bucur că văd aici în sală rudele mele, în care așteaptă și ele să facem un film despre neamul, adică familia mea. Și mă bucur că atunci când n-ai fost la Petra Neamț, a fost tatăl Nea Ion Margineanu. Și ne-am bucurat de compania dumneavoastră. Felicitări! Cât mai multe! Bună seara! Violeta a fost și este un film excepțional. Cum am zis și la Iași, în acest film tu ai făcut mult mai mult decât trebuiau să facă ceilalți, care nu prea au mișcat un deget în acest an al centenarului. Este o dovadă că cu dragoste și cu dedicație și cu resurse puține se pot face lucruri mari. Alături de mine este Viorel. Filmul a început cu imagini de pe podul de la Țiganca, podul feroviar în localitatea Stoianovca, lângă Falciu, partea aialaltă, unde am sărbătorit alături anul, un revelion al centenarului, în 31 decembrie, unde am întins acel tricolor, iar Viorel a fost cu noi și în acea seară de revelion de la Țiganca, de la Falciu, de fapt, unde am avut parte de bunăvoința domnului primar. Despre acest film vreau să-ți mulțumesc, Viorel, dacă m-ai invitat, că am avut și eu o mică contribuție la realizarea acestui film. Pentru mine este foarte important, pentru că taică-miu se trage din sudul Basarabiei, din Basarabia istorică, de fapt, din Buceac, cum este cunoscut termenul acesta uzual. Iar pe linia mamei, străbunica mea se trage din românii transnistrieni, cea care a fugit din fosta RSSN, din Uniunea Sovietică Prosperă, așa numită, în Basarabia, partea României, ocupată de puterea burgheză moșierească, așa cum le plăcea prinșilor să ne învețe la școală. De aici, probabil, ni se trage această dragoste deosebită față de românii din afara granițelor țării, din afara granițelor României și Republicii Moldova. Pentru că numai aici, dacă este să vorbim despre învățământul în limba română și activitatea culturală, o duce mult mai bine decât o fac românii din regiunea Odessa, regiunea Cernăuz, din nordul Basarabiei, nordul Bucovinei, din Transnistria și din Buceac. Este, cum a zis și în acest film, este o dezonanță totală. Acei oameni se simt lăsați în voia sorții, nimănui nu-i pasă de ei, până și acel consulat de la Odessa se află parcă prea departe. Este urgent nevoie de un consulat și la Ismail. Din păcate, este greu să vorbim acum despre întregirea tuturor regiunilor istorice, pentru că Buceacul, nordul Bucovinii și nordul Basarabiei sunt parte a statului ucrainean, stat suveran, însă suntem obligați să vorbim despre reîntregirea celor două maluri ale Prutului, despre reunirea Basarabiei cu România, acestui colț de țară ciopărțit, despre unirea Republicii Moldova cu România, două entități statale cunoscute internațional, subiecte ale dreptului internațional, iar de partea noastră, ca să onorăm, practic, jertfa înaintașilor noștri generații Unirii 2018, acești oameni care au plătit cu prețul vieții la Fântâna Albă, deportații din Siberia, toți cei care până acum sunt bătuți cu măciuca în cap pentru că vorbesc limba română, inclusiv pentru ei trebuie să facem reîntregirea neamului, să luptăm pentru unirea Republicii Moldova cu România, așa cum ne-au rugat și românii din Cernăuți, alături de care am fost în 28 noiembrie, ne-au zis în felul următor: uniți Moldova cu România! Asta poate veni și noi. Vă mulțumesc pentru că ați venit un număr atât de mare. În această seară vreau să vă rog, când aveți ocazie, un weekend liber, câteva ore liberă, mergeți, vă rog, și vizitați. Mergeți în regiunea Odessa, mergeți la Vabile, la Iedic Bornu, la Rin, la Cartal, să mergeți în regiunea Cernăuți, la Costicei, la Crasna, vizitați-i, vă dați-i seama, pentru că acești oameni se simt lăsați în voia sorții. Vă mulțumesc, nu uităm cu unirea face putere.
Deci, în primul rând, dăm eu altul loc, dar vreau să fie pe scurt, în 30 de secunde. Încă n-am început să vorbesc, dar chiar de-am spunea la ureche, dar să nu vorbești mult. Dar cum să nu vorbești mult, dacă am în spate 77 de ani? Oricum, am să vorbesc la subiect. Manole a pus în zidul său un suflet și zidul trăiește până azi. Vereda a pus un suflet în ceea ce a făcut. Și probabil că lucrarea ei va trăi mult short timp. Deși a folosit forțele moșilor, a cumnatelor, a fratelor, a profesorilor, a fel de fel de neamuri și rude din tătă și ea dar a organizat activitatea aceasta. Sigur s-a cerut muncă, dar nimic nu se face fără muncă. Și presupun ceva și ceva ai făcut din niciodată, să s-a aplaudat. Eu mă gândesc la altceva, stimați domnul, că n-ar fi rău să fie bine și în țara aceasta, când mă gândesc că ceea ce a făcut Violeta este foarte bine în raport cu zona pe care a ratat-o, mai ales marurile de trut. Dacă revenim la istoria transmisiei, lucrurile au stat mult mai tragic și mai dureros chiar decât ceea ce am trecut noi. Ar fi foarte bine dacă s-ar apuca cineva să trateze tot în maniera aceasta și zona transmisiei, chiar a transmisiei, nu a marului stânga a ministrului, dar a transmisiei în deosebit. Pentru că în anii 30 în transmisie s-au făcut și niște lucruri extraordinar de rele, de drastic, de nemicirea populată. Și aceasta trebuie să fie spus și să știe transmisiei ce au pus moșii și strămoșii lor. În rest, și pe mine m-au întrebat tare mulți pe parcursul lunii noiembrie. Ce doar să faci, să pornești la 77 de ani pe drumul și nu ți era bine să dacă ați făcut ori. Mi-a n-a bine și făcut ori. Gata, termin. Mi-a bine și făcut ori. Dar dragoste de țară, dragoste de oamenii mei, când zic oamenii mei, am întâlnit partea cealaltă a propriului și partea aceasta a propriului. Sunt toți oamenii mei și o parte chiar dincolo de niște. Sunt toți oamenii mei că respiră un aer, că trăiesc într-un suflet, într-o gândire. Și aceasta nu poate să muncă nimeni. Poate să greșească cineva, dar nu poate să muncă gândirea noastră și sufletele noastre. Vă doresc tare mult succes și vă zic Crăciunul fericit. Nu vă faceți mult, faceți mai bine pe frumos, faceți mai multe pe frumos. Și o să avem încălzită. Vă mulțumesc mult, pentru că a urmează, pentru că a animat și drumul lui. N-avem încotro, dacă spunea lumea că doi copii de-a lui lucrează în industria filmului și nu fac un film, era păcat de Dumnezeu. Așa că urmează să mai facem un film și cu drumul dat, nu știu când, nu știu ce le faci, altceva vreau să-mi povestesc. Vreau să-mi povestesc un pic scurt, niciodată nu v-ați gândit ce se întâmplă cu familiile basarabienilor care au fugit în România ca să salveze. Nu mi-am pus niciodată problema nici eu, deși n-am avut tot timpul de acolo. Dar să știți că ei au fost tot timpul cu dorul de casă și pe cei pe care am mai apucat eu, sunt și astăzi stânjeni și dornici să revin acasă, să găsească măcar ceva. Sunt oameni care s-au regăsit după 90 încoace. Iar eu am plecat la TVR Iași, am găsit acolo la mine, în colectivul care lucrez, oameni care au rude aici în România. De exemplu, domnul Bogdan, care nu contează numele, care a fost șeful tehnicului, este născut în Siberia, în Soroca. Alt coleg de meu care filmez, tatălui este de la Ungheni. Soțul meu care stau eu la Iași, nu, soțul meu de la Iași, ca să zic așa, bunica lui de la Vad Orașcu. Deci o grămadă de basarabeni care au rămas acolo, stau acolo, iar rădăcinile lor sunt de pe aici, pe undeva, și ei tânjesc, ăsta e cuvântul, nu pot înlocui.